Martirii mărturisitori în credință. Sfinții închisorilor. Un material de George Hodorogea. Cine au fost? În anii de teroare ai comunismului, Ciuma Roșie, foarte mulți preoți, călugări, dar și mireni, au suferit cumplit în pușcăriile statului. Au îndurat foamete, boli și bătăi. Dar nu au renunțat la credință și nici nu au abjurat, nici nu și-au vândut sufletul pentru un boț de mămăligă sau pentru un petec de soare. Pentru aceasta, dar și pentru multe altele, o parte dintre acești martiri creștini din anii comunismului au primit supranumele de Sfinții Închisorilor. Valeriu Gafencu, primul care și-a bine meritat supranumele de Sfânt al Închisorilor. Valeriu Gafencu s-a născut în 1921 în localitatea Sângerei, pe teritoriul actual al Basarabiei. În anul 1940, după ocupația sovietică a Basarabiei, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, a reușit să treacă în România la Iași. A urmat facultatea de drept și filozofie. Din cauza convingerilor sale de dreapta, spre mișcarea legionară, Valeriu Gafencu a fost pentru prima dată aruncat în pușcărie de regimul Antonescu. Dar adevărata suferință a cunoscut-o în închisorile comuniste, unde a petrecut mulți ani. A fost deținut pe rând la Aiud, Pitești și Târgu Ogna. Cel mai dificil pentru el a fost însă sistemul de reeducare de la Pitești. Valeriu Gafencu, un practicant ortodox fervent, chiar mistic, a devenit în pușcăriile comuniste îngerul păzitor al deținuților. Rog pe bunul Dumnezeu să-mi dea putința în viață de a face binele pe care sufletul meu dorește să-l facă în lume. E cea mai mare hotărâre și dorință a vieții mele. Cred că acesta este și sensul trăirii omului. Să iubești toată creatura lui Dumnezeu și să faci bine, spunea Gafencu. Și în spiritul celor spuse, Valeriu Gafencu, deși bolnav, dădea din rațiile sale de hrană infime celor care aveau copii și soții acasă pentru a-i ajuta să supraviețuiască. La un moment dat, fiind grav bolnav, i s-a oferit pe ascuns o doză de streptomicină, strecurată în pachet. Dar Valeriu Gafencu a oferit-o altui deținut, un pastor protestant evreu, și i-a salvat viața. Valeriu Gafencu a murit la numai 32 de ani, bolnav de TBC, după o lungă suferință. Nicolae Steinhard, un evreu deținut politic, convertit la ortodoxism, a fost acela care i-a atribuit lui Gafencu supranumele de Sfânt al Închisorilor. Jurnalul fericirii sau evreul convertit, Nicolae Steinhard. S-a născut la 29 iulie 1912 în comuna Pantelimon, lângă București, într-o familie de evrei. În timpul studiilor, cunoaște și se împrietenește cu Constantin Noica, Mircea Eliade, Alexandru Paleologu, Dinu Pilat și alții. Deși era de confesiune mozaică, a urmat alături de colegii săi cursurile de religie creștină, cu preotul George Silvestru. După 1929, a frecventat cenaclul literar Zburătorul al lui Eugen Lovinescu, descoperindu-și astfel pasiunea pentru scris. Licențiat în drept și litere la Universitatea din Pitești, și-a susținut doctoratul în drept constituțional,
cu lucrarea principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional. În următorii ani, publică numeroase cărți și studii filozofice. În anul 1939, este redactor la revista Fundațiilor Regale, la recomandarea lui Camil Petrescu, de unde este înlăturat în 1940, în cadrul acțiunii de purificare etnică declanșată sub guvernarea Antonescu Sima. În 1947, în urma unui denunț al lui George Călinescu, este dat afară din serviciu baroul bucureștean. Între 1948 și 1959 suferă o nouă perioadă de privațiuni alături de pleiada intelectualității românești interbelice. În 1958 este arestat Constantin Noica și grupul său de prieteni, din care făcea parte și Nicu Steinhard, alături de mulți alții. Refuză să colaboreze cu securitatea ca denunțător și este condamnat în lotul Pilat Noica la 12 ani de muncă silnică, 7 ani de gradare civică și confiscarea totală a averii personale, sub acuzația de infracțiune de uneltire contra ordinii sociale. Aflat în pușcărie la Jilava, Steinhard trece la creștinism și este botezat pe ascuns de către alt închis, ieromonahul basarabean Mina Dobzeu. Pentru a da botezului un caracter ecumenic, la eveniment participă doi preoți romano-catolici, doi preoți uniți și unul protestant. Acest episod reprezintă nașterea celebrului Jurnal al Fericirii. Devine la rândul său confesorul celorlalți deținuți, provăduiește iertarea și nu răzbunarea. Totul se făcea pe ascuns, iar nu odată slujbele religioase se transformau în adevărate colocvii ale iubirii și fericirii. În urma acțiunilor sale suportă aspre pedepse și mult mai aspre rigori de detenție. Este eliberat în august 1964, în urma grațierii generale a deținuților politici. Îndată după eliberarea din detenție, se duce la schitul bucureștean Dărvari, unde își desăvârșește oficial taina botezului prin mirungere și primirea Sfintei Împărtășanii. A fost acuzat de anumiți detractori că ar fi avut simpatii legionare, de aici și două contradicții. Cum putea un evreu, deci o posibilă victimă, să fie legionar? Sau să luăm aminte de un articol publicat de Steinhard în timpul deportărilor antoneștiene de țigani în Transnistria. Rasismul este o demență, dar cum să spun, nerasismul, contestarea unor rase deosebite, fiecare cu însușirile ei, este o nerozie, spunea Steinhard despre țigani. După eliberare, își reia cariera literară, dar după pierderea tatălui, caută o mănăstire unde să se retragă. Se stabilește temporar la Rohia, în Maramureș. Va muri de anghină pectorală, la 30 martie 1989. La înmormântarea sa, riguros supravegheată de securitate, s-au strâns cei mai buni prieteni, alături de care a suferit nedreptățile regimului comunist. Pentru faptele sale umane din închisorile comuniste și pentru convertirea sa la creștinism, Nicolae Steinhard a fost trecut în cartea Sfinților Închisorilor. Mai fericit ca Isus. Printre marii ierarhi care au onorat scaunele episcopale ale Bisericii Române Unite cu Roma, un loc de frunte l-a ocupat episcopul cardinal
Iuliu Hosu, chiriarh al diacezei de Gherla, între 1917 și 1930, și al celei de Cluj-Gherla, cu reședința la Cluj, din 1930 până la 28 octombrie 1948, când a fost arestat de comuniști, iar Biserica Română Unită, scoasă în afara legii, prin decretul 358, din 1 decembrie 1948. La 19 iulie 1948, guvernul român a denunțat concordatul cu Sfântul Scaun. La 3 septembrie este arestat episcopul Ioan Suciu. La 13 septembrie, ultimul atac al patriarhului Justinian la Caransebeș. Dacă acei păstori mincinoși și românii trădători mai caută să țină oile sub amăgire, ne vom duce noi să ne aducem oile. Între 24 septembrie și 4 octombrie, episcopul Iuliu Hosu a fost arestat la domiciliu. La 28 octombrie 1948, episcopul Iuliu Hosu a fost arestat și dus la Dragoslavele și închis în palatul de vară al Patriarhiei, transformat în lagăr, împrejmuit cu sârmă ghimpată și asigurat cu pază. Aici erau depuși și ceilalți 11 episcopi greco-catolici, Valeriu Traian, Frențiu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Vasile Aftenie, Ioan Suciu și alții. În februarie 1949 au fost transferați cu toții la mănăstirea Căldărușani, transformată și ea în lagăr, unde au mai fost aduși și cei 25 de preoți superiori, canonici, protopopi și profesorii de teologie, arestați în aceeași zi de 28 octombrie 1948 și depuși la mănăstirea Neamț, transformată și ea în lagăr. În mai 1950, sunt transferați cu toții la penitenciarul din Sighetul Marmației și supuși unui regim de exterminare. Aici au fost contactați de securitate și li s-au oferit posturi cheie în Biserica Ortodoxă, de la episcop la mitropolit, cu condiția să abjure. Toți cei 12 au refuzat. Au urmat terori și torturi. Degeaba, niciunul nu și-a trădat credința. Au fost mutați prin tot felul de închisori sau mănăstiri transformate în lagăre. În 1957, după evenimentele din Ungaria, episcopii au fost din nou arestați, iar unii dintre ei condamnați la ani grei de închisoare. De exemplu, unii dintre episcopi au primit 25 de ani de închisoare la penitenciarul Gherla, unde au și decedat. Iuliu Hosu a fost promovat la Vatican cardinal in pectore de către Papa Paul al VI-lea. Invitat să plece la Roma, a refuzat să-și părăsească țara fără posibilitatea de a reveni. Rămân aici, în țara mea, în mijlocul poporului meu, să împărtășesc soarta fraților mei, a preoților și credincioșilor mei. Nu-i pot părăsi, a spus Hosu. Inima lui a încetat să mai bată la 28 mai 1970 la Spitalul Colentina din București, având la căpătâi pe episcopul Alexandru Todea, care l-a pregătit pentru ultimul drum și căruia i-a încredințat să comunice tuturor celor care l-au prigonit că i-a iertat. Ultimele lui cuvinte au fost: lupta mea s-a sfârșit, a voastră continuă. A fost înhumat a doua zi în cimitirul Belu, catolic, într-un mormânt provizoriu. În urma sa au rămas doar cuvinte și speranță. Voi, cei cu credință,
nutriți speranță și iubiți-vă între voi și iubiți pe toți oamenii de orice naționalitate și de orice confesiune. În luna mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea, aflat la o slujbă ecumenică în Catedrala Sfântul Iosif din București, alături de Patriarhul Teoctist, l-a îmbrățișat pe episcopul Todea, ultimul supraviețuitor, aflat în scaun cu rotile, a îngenunchiat și i-a spus: „Sunt mai fericit decât Isus. Pe el, din 12 apostoli, l-a trădat unul. Pe mine, din 12 episcopi, niciunul.” Cei 12 episcopi martiri greco-catolici, dintre care majoritatea luptaseră pentru Marea Unire de la 1 decembrie 1918, au dreptul cu prisosință de a intra în rândul select al sfinților închisorilor. Și lista continuă. Am putea pomeni nume și iar nume, preoți și mireni, toți cei care au rezistat și și-au jertfit viața pentru credința străbună și din umilul lor avut au ajutat pe cei mulți. Și nu-i putem uita pe părintele Cleopa, pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, pe părintele Galeriu, pe părintele Sofian Boghiul, pe Arsenie Boca, pe Arsene Papa Cioc sau pe Iustin Pârvu. Nu-i putem omite nici pe cei peste 10.000 de monahi și monahii scoși din mănăstiri, majoritatea lor arestați sau internați în lagăre de muncă, dar nici pe cele peste 100 de mănăstiri desfințate, închise, dărâmate sau transformate în așezăminte sociale și CAP-uri. Să nu uităm că regimul comunist și securitatea se raporta la biserică ca la o armată neagră. Nu putem încheia mai frumos decât cu cuvintele unui sfânt al închisorilor: jertfele de aici nu vor rămâne fără rod. Ați vizionat un documentar realizat după un material de George Hodorogea.